Damaris a trimis cadouri în casa mireasă atât fetelor cât și mamelor din casă și a fost foarte interesant faptul că a avut un cadou special și pentru doamna Flori, ceva genul, iconiță, o felicitare și am înțeles că o ciocolată și parcă încă ceva, nu am mai văzut ce. Cert este că doamna Flori a citit acea felicitare și a început să plângă, uitați-o aici, plângând, efectiv a început să plângă și era foarte, foarte impresionată de cadoul primit de la Damaris, chiar foarte impresionată, mi-a plăcut foarte mult și iconița aceea. Am văzut-o apoi pe doamna Paula, că a venit cu punga care a primit-o dânsa și se lăuda la doamna Flori că uite ce am primit eu, ia uite ce mi-a dat, da uite ce mi-a scris, da uite că mie mi-a trimis bomboane fără zahăr și nu știu ce fel de biscuiți, tot la fel fără zahăr, a ținut minte, fata asta e deosebită. Iar apoi am înțeles că le-a trimis poze cu ea, cu ținutele acelea superbe de le are Damaris pe contul ei și Gabriela era foarte încântată de cum arată în poze, spunea că este o superbă și o frumoasă în pozele acelea. Spunea doamna Flori că își dorește foarte mult să o întâlnească și că probabil se vor întâlni atunci când vor pleca acasă. Eu cred că se vor întâlni mult mai curând și anume dacă va mai exista, știți, dumneavoastră petrecerea aceea cu foștii concurenți, iar dacă nu, cu siguranță în marea finală va fi invitată și atunci.